vă spune de la această ora, Andrei Chiviriti. Suntem la media și acolo unde se joacă și de-a doua meci a zilei din Liga 1. Gaz Metan înfruntă pe CFR Cluj, una dintre echipele care și-au anunțat candidatura la titlu în acest sezon. CFR-ul lui Dan Petrescu în acest moment este pe poziția 3, având 4 puncte. A dezamăgit în etapa inaugurală gruparea din Gruia. A fost acea partidă în care nu a convins, 1-1 cu FC Botoșani, iată-l pe oficialul CFR-ului, președintele Ilie Mureșan. Însă CFR a arătat cu totul altă față în meciul contra campioanei Viitorul, o partidă câștigată cu scorul de 2-0. Pe partea cealaltă, formația lui Cristi Pustai, Gaz Metan Media și-a pierdut fără drept de apel cu Viitorul în prima rundă, 0-3, deplasare, apoi la Iași, a terminat la egalitate 0-0. Dar primul meci acasă în acest campionat pentru Medieșeni. Spunea Dan Petrescu, va fi un meci extraordinar de greu. Când eram la Unirea Urziceni, nu am reușit să câștig niciodată la media. Și ne amintim, Dan Petrescu a spus și înaintea meciului de la Botoșani, adversarii noștri sunt favoriți pentru că sunt mai omogeni și au avut dreptate. Să vedem dacă va fi într-adevăr o partidă foarte complicată pentru CFR în această seară. Primul 11 al gazului arată astfel, cu Greavă în poartă, apoi Zderici, Acati, Regia și Bușu, 4 oameni așadar în apărare. La mijloc vor juca Dan și Bico, din ofensivă de 3, cu Buzuc, Pelaru și Popovici în față, Golubov, din Sebastian Colțescu, arbitrul de centru, Adrian Niculac și Mircea Grigoriu, arbitri asistenți. Dan Petrescu utilizează aceeași formulă din etapa trecută, de la început Viitorul, Vudcă între guturi, linia de fund cu Manea, Vinicius, Mureșan și Camora, Culio și Boban, jucașii centrali, Nuvie, Deac și Păun, spatele marcatorului din etapa trecută, Urcovera. Se spune că a fost aproape de despărțire de CFR Cluj, după ce ardelenii s-au înțeles cu atacantul Baldei, atunci că el a rămas și a reușit să înscrie partida cu Viitorul și rezervele celor două formații. La Gaz Metan sunt pe bancă Pleșca Voicu, Sorgiu Mitici, Paolo Gomes, Pereira Târcoveanu și Curtean, în timp ce Dan Petrescu are la dispoziție pe Duca Luchin, Alexandru Vlad, Yasin Hamed, Thierry Moutinho, Dan Istor și Bochila. Începe chiar acum jocul de la Mediaș dintre Gaz Metan CFR Cluj. Ca de obicei, partidele de pe acest stadion se discută pe o suprafață de joc excelentă. Popovici, un jucător al Botoșanului, trimis acea minge pentru Bușu, preparat acolo în linia ofensivă Popovici, la bază este fundat stânga. Primul meci dintre Gaz Metan și CFR s-a jucat în 1947. Marele Dobai, Ștefan Dobai, era antrenor la CSM Mediaș, pe care a învingea pe CFR acea vreme cu 2-1. A reușit să țină această minge în teren Alexandru Păun. În total, Gazul și CFR-ul au fruntat în Liga 1 de 20 de ori. Medieșenii au 5 victorii, 6 în dreptul CFR-ului și 9 rezultate de egalitate. CFR Cluj cu doar 2 victorii la Mediaș. Au mai fost 4 remize și 4 victorii ale medieșenilor. Minge pentru care s-a luptat Bojan Golubovici. Jocul de cap, specialitatea casei pentru Bojan Golubovici. Se audă fanii CFR-ului. Noi un stadion plin la media și în această seară. Vedem locuri libere în tribune. Adevărat, un stadion care se umple rar. Ajunge mingea la golcuperul Gansului. Grab,
medalie. Amator a văzut reflexe foarte bune acest Alexandru Grab. Pasă la portar, dată de Manea. Aș zice pariul lui Dan Petrescu în acest sezon. Continuare un jucător foarte tânăr, are 19 ani. A reușit să se impună în Belgia la Mouscron și a lucrat acolo un antrenor român, este vorba de Mircea Rednic. La un moment dat a intrat în conflict cu conducerea grupării belgiene. Pasă un pic prea tare pentru Nuvier, altfel un jucător de mare viteză. Urco Vera a venit bine în continuarea acestei acțiuni, împinge pe poziție viitoare, nici vorbă de offside, la poziția lui Brian Nuvie, jucător de 22 de ani, țara sa natală, a luat pentru MES. S-a înălțat Vinicius, brazilianul Paulo Vinicius. Ceferul l-a adus acolo în centrul defensiv, un om cu multă experiență. Pe 11 august, Paulo Vinicius va împlini 33 de ani, jucător la Boa Vista, ultima dată a jucat în Cipru, într-o Apollon. Foarte, foarte multe transferuri a avut trupa lui Dan Petrescu în această vară. Au venit 16 jucători și CFR-ul se pare că ar vrea să mai aducă fotbaliști. Se vorbi de Arla Uschis, portar care, ne amintim, a lucrat cu Dan Petrescu în 2010. În parte din cea echipă campionă, o luptură liberă acum pentru Gaz Metan. Văd că a reușit să rețină, a boxat mingea. Un portar foarte înalt, văd că cel care a centrat a fost Olariu, jucător foarte talentat, așa îl caracteriza Dan Petrescu la conferința de presă. Probabil îl vom vedea mult în acest sezon pe Darius Olariu, dar are 19 ani. Să vedem cum se va descurca acolo, în centrul apărării și Lantere în Dia. Și care a venit în această vară de Azmetan, el nu a jucat până acum, a fost campion cu Oțelul în 2011, iar India iată și pe Culio, putem spune unul dintre veteranii CFR-ului și a mai pierdut din viteză. E firesc totuși, are și el 33 de ani. A acumulat însă multă, multă experiență după ce a plecat de la CFR Cluj, școala Galatasaray, la Orduspor, la Deportivo La Coruña, a evoluat și în golf, a jucat apoi în Primera pentru Las Palmas, după care s-a mutat la Zaragoza. Ultima dată a jucat pentru Mallorca. A evoluat destul, a evoluat mult în ultimii ani. Roul de pe Olimpico, Julio, Urco Vera, pasă cu capul pentru Julio, urmează mingea în partea dreaptă la Nuvie, agresiv însă Bușu, recuperează gazul, Popovici, așezarea lui Golubovici, este o intervenție, Ciprian Dragnea a reușit să câștige mingea pentru formația sa, Romul se pare că nu a ieșit, Popovici, uite în spate însă pentru puternicul Akaki Milan Perendia, masiv, cei doi apărători centrali ai gazului. A, mereu a stat bine la capitolul talie Gazmetan Mediaș. La un moment dat l-au avut pe uriașul Jarko Markovic, probabil vi-l amintiți, un fundaș de peste 2 metri. Se munge trimisă cu capul de Danci, Olaru, dat de Heban,
l-a marcat primul gol al CFR-ului în acest sezon, în acea partidă de la Botoșani. Atunci ardelenii deschideau scorul repede, minutul 10, dar spuneam ansamblu, prestația echipei din Cluj, una sub așteptări. Vinicius respinge lung. Lubovici retrimite balonul în partea dreaptă. Este o centrare a lui Buziuc. Tur de Travaliu, atacant care muncește mult, care pune presiune pe fundașii adverși. Buziuc, fășcător la Vasului. A ajutat însă foarte puțin acolo. Era și Crud, dar Vasului avea un loc foarte puternic. Era greu să se impună în formula de start a moldovenilor. Back. Am ajuns în minutul 9. Start de partidă intrat, fără ocazii, încearcă o lovitură de cap Urcovera de la aproximativ 15 metri cu adversar lângă el. Un pivot Urcovera, doar 1,90 m. A jucat în prima diviziune pentru Athletic Bilbao. Are însă multe prezențe în Liga a doua spaniolă. Întrucât a evoluat pentru Mirandes, a probat 5 goluri. Atenție la această fază, Buziuc, trage Buziuc și ce ocazie pentru Gazmetan. Minutul 10, șutează din afara suprafeței de pedeapsă. Sandru Buziuc a căutat colțul scurt, dar a reușit să pună pe poartă acel balon. Mare însă eroarea lui Culio, care vrea să întoarcă balonul, dar nu se informează. Mingea ajunge la Buziuc. Iată finalizarea în forță a acestuia. Beck protejează nicarul CFR-ului Popovici. Apare acolo și ține mingea, dar este totuși un out pentru ardeleni. Mă rog, pentru cei de la CFR Cluj, pentru că se înfruntă două grupări din Ardeal. Bun dribbling-ul lui Beck, ce trecere frumoasă, l-a amețit pe Bușul la această fază. Sălina, va fi și cartonaș galben pentru fundașul stânga al gazdelor. A rotat mingea Bușura. Simpatic, simpatic Bușul cu acel gest, în care încerca să explice, să-i arate centralului că nu a fost fault. Polcescu nu-i acordă însă cartonașul galben lui Bușu, un fotbalist care în sezonul trecut a jucat la Panturi, pe care bate este francezul Nuvie. Are câțiva jucători foarte periculoși în spațiul aerian CFR-ul, la și centrali. Pot marca la astfel de faze. Mingea se duce în afara terenului. Ești pregătit? Jocul începe acum! Peste 150 de pariuri pe fiecare meci. Streaming live. Retragerea câștigurilor în maximum 24 de ore. Betano.com. Jocul este întrerupt în aceste momente. O accentare suferită de Culio la cot, din ce mi-am dat seama. A, se lovește de stâlpul porții. A lăsat acea minge să se ducă în afara terenului Culio, dar ar să evite coliziunea cu vara. Acum
acum jucătorul accentat este Ciprian Deac. A fost călcat Deac, într-adevăr călcat de celălalt decar de pe teren, este vorba de Ovidiu Bic. O dată Iuliu Mureșan în imagine. Vedere pentru Păun, controlează Păun, scoate sau încearcă să scoate mingea pe 16 metri. S-a părut că a reclamat și un hands acolo. Alexandru Păun. Dacă îl atac gazul, intrarea lui Păun, neregulamentară. A faultat pe Jderici. Filip Jderici este un croat de 25 de ani, născut în Germania. Văd că le cere fundașilor să avanseze. Ieși afară. A strigat Vâtcă. Cel e un fotbalist rutinat la 35 de ani. A jucat câteva sezoane pentru Gaz Metan Mediaș. A jucat și pentru Viitorul. La un moment dat a ajuns în curtea Rapidului. Hoban. Vinicius joacă simplu pentru Vâtcă. Manea n-a reușit să-l încurce acolo. Popovic. Mingea a trecut și pe la Mureșan. Deac. Deac o minge lungă în banda dreaptă pentru Manea. Dușu are prin planul semnalizarea asistentului. Un fault de Cristi Manea, cel mai tânăr debutant din istoria echipei naționale. Fotbalist lansat în fotbalul mare de Chico Hagi la Viitorul. Mai impresia este că a plecat prea repede din România. Jucătorul Cot, care a avut probleme de adaptare în Belgia. Mă spuneam, el a intrat în conflict cu oamenii din conducerea lui Mustro. Deci, care și-a manifestat intenția de a pleca de la echipă, se vorbea de mutarea sa în Italia. Ce am înțeles, nu s-a mai prezentat în momente. Acum are bine șansa să joace în mod regulat sub comanda lui Dan Petrescu. Păun cu acțiune pe zona centrală, Nuviet trimite repede în flanc pentru Dea Ghinemana la susținere. Dea cu o centrare pe Maradona. Minge respinsă de grab, Păun este acolo. A fost reluarea lui Urco Vera. Fază bună, fază cursivă a CFR-ului. Acțiune pornită din centru, continuată în flancul drept, centrarea lui Deac, trimite cu pământul, nu foarte puternic, iată Urco Vera, dar totuși are probleme grab. Era imposibil lui Păun să înscrie din acea poziție. Acum, CFR-ul controlează jocul. Deși cea mai mare ocazie a fost a gazului, aceea ratată de Buziu, dar oportunitate care s-a evit întâmplător la o pasă greșită trimisă înapoi de Culio. CFR-ul, echipa care are inițiativa, obține lovitura liberă. Urco Vera destul de activ. Faultul a fost făcut de Jderici. Tot Brian Uvie a executat și
această fază fixă, jucător de picior stâng, centrare în mijlocul careului. Vinicius, cred că el a lovit acea minge, fundașul central brazilian, iată-l în prim plan, a reținut grab, dar repede pe contraatac gazul. Fază fixă acum, pentru echipa lui Cristi Pustai. Bună centrarea lui Dufie. Vinde cu siguranță această reluare lui Vinicius. Gelovit numărul acolo și Urco Vera. Camora, nu prea am văzut până acum, s-a întâlnit cam rar cu balonul. Nu știu dacă a trecut de două ori în jocul terenului. Din nou fundaș stânga defensiv. Majoritatea acțiunilor CPR-ului au fost purtate în banda dreaptă. Jos. Pasează lui Cristi Manea, obligat să întoarcă mingea pentru Liviu Hoban, pressing down singur făcut de Golubović. Mureșan minge în profunzime pentru Urco Vera, respinsă Milan Perendia. Spuneam, a făcut parte din acea echipă a Oțelului care devenea campioană în 2011, dar mi-aduc aminte un fundaș care comitea destule erori. După ce s-a despărțit de Oțelul, Milan Perendia a plecat în Rusia, la Mordovia Sarans, după pregătită în vremea respectivă de Dorin Munteanu, care a dus acest titlu istoric pentru Oțelul. Vie primește cu spatele, pasă pentru Deac, se mișcă mult Deac pe un... Primită totuși de poartă de poartă, dezamăgit Dan Petrescu. Cred că și-ar fi dorit un lob din partea elevului său. Place însă dinamica din ofensiva CFR-ului. Fac deseori schimb de locuri fotbaliștii din atacul oaspeților. Deac l-am văzut și în dreapta și în stânga, pe un vine în centru de multe ori, la fel și Nuvie. Sunt mutări care am dau peste cap defensiva gazului. Culio a recepționat pe un, l-a primit în zona centrală, Deac, un afrut pentru Camora. Provocată, Hoban, ce revine minge acum între linii, Nuvie, poziție de șut, trage Nuvie pe lângă poartă. Da, continuă să preseze, să domine CFR Cluj. Iată galeria celor de la CFR. Vedem și pe oamenii care formează galeria gazului. Masă pasa cu pieptul al lui Urco Vera. Deac, Urco Vera urmărește, dar nu e foarte rapid. Spuneam, e totuși un atacant de 1,90 m. Pe un se descurcă Urco Vera, pasa lui Deac pentru Păun. A văzut bine culoarul Ciprian Deac, a văzut pe unde poate să-i trimită lui Păun. Să n-a reușit să agațe mingea Păun. Vedem însă un joc de elaborat, un joc combinativ al CFR-ului. E din ce în ce mai clar că prestația din prima etapă a fost un accident. Atunci
văzut multe mingi aruncate în față, nici la bătaie. Mingea era foarte mult pasată la mijlocul terenului. A fost un asistent cu două vârfuri. Rani și Bochila au fost titulare, apoi spuneam că a fost mult, mult mai bun cu Viitorul. Accidentat Bojan Golubović. Se pare însă că nu are nevoie de îngrijiri medicale. Olaru lângă această minge, pregătit să bată lovitura liberă. A luat respins de Manea. Minge diagonal acum Bușu, Buziu, Perendia a sărit cu Vinicius Popovic. A ajuns al doilea. A luat respins în afara terenului de Cristi Manea. O echipă puternică și agresivă, cei de la Mediaș, spune Adam Petrescu, iar pe teren propriu pot face orice. Deocamdată mi se pare ușor că-i spate formația lui Cristi Pustai. Urcovera, Ștefan Deac, ca de această fază Deac, Bușu, viază excelent Golubović, Olaru vine din spate cu faul și aici este cartonaș galben. Faul tactic pe care îl face argentinianul Julio. Oprește această acțiune de contraatac. Sarul faul de la spate, ce se poate fi corectă a lui Sebastian Colțescu. Primul galben în aceste partide, iată, vine în minutul 24 și este încasat Julio. Pare că e ceva mai serios în cazul lui Olaru. Au intervenit și medicii. Fazele importante, de până acum sunt pe site-ul digisport.ro. Așa cum v-ați obișnuit, există acolo un rezumat video. În real, Olaru centrează, Golubović cu pieptul, Buziuc șutează în blocajul Julio. Danci poate centra, o face pentru Golubović. Gazul avea trei jucători în gura porții. Mingea nu a ajuns la niciunul dintre ei. După 20 de minute, aceste prime repriză. Julio, ajutat de Buziuc. Pe site-ul digisport.ro puteți vedea ce așteptări au fanii Stelei de la Clubul Armatei. Înțeles, startul sezonului din nou este căutat cu minge în adâncime. Păun. Același Ciprian Deac primit această pasă. Încearcă să surprindă cu demarcările sale rapide Alexandru Păun. Ciprian Deac, CFR-ul pe contraatac. Acum Deac pasează pentru Păun, ținut și penalti. Tras Păun. Primește cartonașul galben Jderici. S-a văzut clar felul în care a fost tras de mână Păun. Deac iarăși omul cu pasa, nu avea mingea sub control. Alexandru Păun. Filip Jderici se alege doar cu un cartonaș galben. Execută Julio.
Eram grea de un portar cu talie și cu reflexe bune. L-am văzut apărând lovituri de la 11 metri în sezonul trecut. Flora Colțescu, Julio, șutează și gol! 1-0 pentru CFR Cluj, minutul 28. Primul gol pentru Julio, după revenirea la CFR Cluj. Echipa lui Dan Petrescu a jucat mai bine până acum. A plăcut foarte mult Deac. Tot timpul, când a avut mingea, a încercat să-și pună coechipierii în situații favorabile. Aproape de fiecare dată a jucat vertical către poarta adversă, nu de-a latul terenului, nu în spate, nu la alibi. Și pare să se înțeleagă foarte bine cu Alexandru Păun. Șut pe centrul porții de la 11 metri al lui Julio, pe casă în stânga, grab. Julio, Păun, merge mingea cu capul, nu a pus nimic la acea fază. V-am făcut acea recomandare pe site-ul digisport.ro legată de echipa armatei Steaua. De asemenea, puteți afla și ce a făcut adversarea FCSB-ului din Champions League, Victoria Plzen, în prima rundă din Cehia. Se bate repede această lovitură liberă. Bușu caută interiorul terenului. Danci Donal, apoi pasă cu pieptul al lui Buziu pentru Deric, omul care a făcut penaltiul. Bici, intrare din prima, Golubović! La colțul scurt, rea cu capul Bojan Golubović. Frumoasă această execuție a bosniacului. Iată cum pleacă, lângă el este Mureșan. Ar pare că n-are nicio șansă în fața lui Bojan Golubović. Câștigat clar duelul cu Mureșan, Golubović. A recuperat Danci. Întâl pe Vidiubic. Nevoie de mai multă imaginație, totuși, mai multă creativitate în joc CFR-ul. Gazul, echipă care, evident, nu mai beneficiază creativitatea lui Eric, cel care a plecat la Viitorul. Se pare cam previzibil în jocul formației lui Cristi Custai. A respins Bușu. Akaki a câștigat acel duel cu Urcovera. Julio a faltat undeva în tușă. A executat Cristi Manea. A bătut slab această lovitură liberă Cristi Manea, absolut nicio problemă. Într-un grab Bușu mai departe la Popović, vin pressing băieții lui Dan Petrescu. Atât de agresivă este CFR-ul. Bușu reușește să rezolve totuși faza. Greu în aceste condiții pentru Gaz Metan să iasă prin construcție din terenul ei. Grab degajează Golubović.
deviat cu călcâiul pentru Olaru. Van are foarte multă experiență, nu se pierde cu firea, fiind presat de doi adversari. Transfer important, unul dintre transferurile importante pe care le-a făcut CFR-ul, aducerea lui Ovidiu Hoban, pe care a avut o perioadă excelentă în Israel, cucerind două titluri consecutive cu Hapoel Beersheva, 34 de ani, Ovidiu Hoban. Jere Hens, Ciprian Deac, în jocul continuă, Julio, Van, Deac, pasă pentru Urco Vera, intră în posesie, nu vie, dar n-a avut controlare precisă pentru Deac. Remarcabilă la pofta de joc pe care o arată Ciprian Deac. A avut câteva pase demne de 1-10. De câteva indicații Dan Petrescu, lui Cristi Manea. Cristi așteaptă. De la un fost mare fundaș dreapta la un fundaș dreapta care are în față un viitor frumos, așa cum este Manea în acest moment. Se înalță Urcovera, sare apoi fals Julio, Bușu, Sade, Deac, Golubovici. Câștigă un gol în aer, Olaru, ținut de Vinicius, continuă însă, pasă pentru viteza lui Buziuc, Mureșan mai bine poziționat, îi trimite lui Vâtcă, care greșește această degajare, Olaru, acesta Buziuc, nou Olaru, Popovici, centrează destul de bine, minge este respinsă de Camora. Uvie, în zona centrală, balon lăsat apoi pentru Julio, Deac. Deac caută culoarul de șut, alege pasa pentru Julio, mingea nu a ieșit. Testează cei de la Gaz Metan. Un Camora centrează pe jos, nu se surprindă, dar a respins Milan Perendia. Aici este un foul pe care îl face Ovidiu Hoban. Opțiune exclusivă de pariere live de la Unibet. Action Betting. Pariază live la Unibet. De la jucători pentru jucători. Minutul 36. Gaz Metan, CFR Cluj 0-1 după golul marcat din penalti de Julio. Minutul 28. Metru pe Julio, pasându-i lui Mureșan, acesta degajează către Urcovera. 36. Gaz. Oh, ce greșeală acolo făcută de Akaki, Ciprian Deac, nu vie și e gol! Gol! CFR Cluj, Brahe, nu vie! Mare de tot însă, eroarea din defensiva Gazului. Deac cu contribuție importantă la ambele goluri. În opinia mea, cel mai bun jucător al CFR-ului în această primă repriză a arătat, într-adevăr, ca o echipă solidă, matură, ca o candidată la titlu, dacă vreți, CFR-ul până acum. Într-o eroarea lui Akaki, Deac profită, controlează foarte bine, așteaptă, îl vede pe Nuvie apărând în dreapta. Foarte bună și finalizarea cu piciorul drept al lui Brahe Nuvie. Aici îl dezechilibrează pe Bușu Deac, nu s-a grăbit. Nu știu exact ce vrea să facă în această fază Ciprian Deac. Un timp dorit de FCSB, Ciprian Deac, mereu a spus, însă CFR Cluj este casa mea, Manea. Respinge de lângă Popovici, Vazulari însă obsesia. Iubic, Bușu este în spatele său, dar a primit Popovici.
bună pasa, un pic, Olaru centrează, Camora nu avea voie să greșească pentru că Buzuc era pregătit să intervină acolo, pregătit să profite de o eventuală imprecisie a lui Camora, care a acordat corner, încearcă să-și mobilizeze cu echipierii, Bojan Golubović, Olaru este executantul cornerului, bate pe scurt, o devine cu călcâiul al lui Danci. Olaru întâmpinat de Camora, trece și cu bine de șansă Olaru, centrează acum minge, este respinsă de Vinicius, după ce balonul l-a depășit pe Mureșan, e o semnalizare de la margine, lăptură liberă pentru CFR Cluj, protestează Danci. Colțescu a considerat că s-a dus cu talpa înainte, Danci. Repune Vutcă. Păun. Încearcă să se întoarcă lângă Jderić, Julio. Pentru Hoban. L-are în dreapta pe Manea, la lege însă, pe Ciprian Deac, așteaptă Manea, o pasă, Hoban, acum îi trimite lui Manea, Vera! Și reluarea sa pe poartă, prea moale totuși șutul, dar din nou o fază bună a echipei lui Dan Petrescu, foarte larg marcajul lui Milan Perendia, a fost pasiv în această acțiune stopărul din Serbia, i-a permis lui Urco Vera să trimită spre poartă. Pauză și la final aveți discurs special, Dan Filotti vă așteaptă alături de invitații săi. Intrăm în ultimele 5 minute primei părți, din nou nesiguri cei de la Gaz Metan și atât ce spații sunt acum în defensiva gazdelor, de act de marcare a lui Julio. Julio centrează cu dreptul, foarte bine a intervenit de această dată cu pieptul Jderić. Era liber în spatele său de ac. Rușu lasă în urmă pe Julio. Intervenție hotărâtă prin alunecare a lui Nuvie. Și Nuvie a alergat destul de mult această primă parte. A fost foarte vizibil în joc. A participat la destule acțiuni. Olaru combină cu Sergiu Popovici. Danci ajută construcția și Milan Perendia. Popovici, Olaru deposedat, Olaru de Hoban, însă mingea se duce celor jucători numărul 28 de pe teren. Este vorba de Danci, Golubović cu spatele la poartă, iată ce densitate în fața careului creează CFR-ul, Bușu, centrare destul de slabă, respinsă de Vinicius. N-au foarte multe soluții, vedem, în momentul în care intră în posesie, Medieșeni, respinge Mureșan, o face departe Golubović, câștigă balonul, Danci. Jderić ezită să centreze, o face acum, dar Mureșan respinge spre dezamăgirea lui Bojan Golubović. Da, cu siguranță Alex Curtean e o variantă, ar putea fi o soluție pentru repriza a doua la Gaz Metan. Ar fi și Târcoveanu, un jucător foarte talentat.
Ciurugiu, care are un stâng bun, un jucător de execuție, știe să paseze, știe să bată lovituri libere. Vom vedea pe cine va alege Cristi Pustai. Dan Petrescu nu are motive să schimbe la pauză. Am toți fotbaliștii au fost la un nivel ridicat. În primele 43 de minute. Julio centrează în dreapta, liber acolo. Cristi Moanea preia. Mingea lansată de el este respinsă de Bușu. Vine cu capul a lui Manea, Deac, acum nu vie, pentru Ovidiu Hoban, Julio, pasă anticipată însă de Jderici. S-a demarcat în acea zonă, Luziuc, s-a repiat însă Camora, sprijinit și de Julio, Laru, pentru această centrare a lui Luziuc. Să trebuie să prepoate Popovic. Deac a trins lung. El era Brian Muvie. Vinicius. Mulți jucători cu experiență CFR Cluj, tot trecut de 30 de ani. În jurul acestei vârste, tineri ar fi Manea, Păun și Muvie. Uite-l pe unul dintre ei, Cristi Manea, un duel cu Bușu. Manea centrează, dar balonul este respins în corner de Ovidiu Bic. Îl depășise Cristi Manea pe Bușu și fundașul gazului are un plus de viteză care nu l-a ajutat la această fază. Brian Uvie execută cornerul spre Baratoa. Minge respinsă de Ovidiu Bic. Întâlnim o echipă foarte puternică, spunea Cristi Pustai, cel pe care l-am avut în imagine, care a crescut de la prima etapă la a doua și iată pe CFR într-adevăr confirmând jocul bun de la meciul cu Viitorul. Popovic în general a făcut un pressing agresiv în terenul advers. În această primă repriză, CFR Cluj, Culio recuperează frumos, Urco Vera, atac foarte, foarte periculos. Culio nu ajunge totuși în poziție de finalizare. Se termină aici prima repriză de la Mediaș, 2-0 pentru CFR Cluj. În fața gazului a fost, spun eu, evidentă superioritatea în joc a CFR-ului. Culio a marcat din penalti minutul 28, Muvie a înscris în minutul 36. Urmează primele analize la Digisport Special, unde vă așteaptă Dan Filotti alături de invitații săi. Pe site-ul digisport.ro aveți rezumatul acestei prime părți. Ne întoarcem la media și mai puțin de un sfert de oră. Rămâneți cu noi!
CFR Cluj are față și atitudine de echipă mare, conduce cu 2-0 la Mediaș după o repriză pe care a controlat-o. Remus chiar denotă forță, vorbeam și într-un... Da, o prestație solidă, se vede deja mâna lui Dan Petrescu, vorbeam și cu Daniel uitându-ne la meci și comparam cu stilul în care jucau echipele pe care le-a mai antrenat el și seamănă. Se vede și că e un club cu un buget peste nivelul obișnuit al campionatului și a adus niște jucători cu experiență mare și cu calități demonstrate de majoritatea dintre ei în România. E adevărat că astăzi a fost ajutată, cred, la al doilea gol și de un hands al lui Deac, așa mi s-a părut, în preluarea care precede... La vorba lui Daniel, lui Pancur, nici nu mai știe când e hands arbitrii. Da, sunt suverani din punctul ăsta de vedere, la hands chiar sunt suverani. Depinde numai și numai de... Crăciunescu a zis că nu poți nici să le desfaci craniul ca să vezi dacă a fost intenție sau nu, deci trebuie găsită o metodă mai clară. Da, CFR pare să defileze. Mediașul și-a slăbit foarte tare și a subțiat lotul. Nu mai e în niciun caz echipa de anul trecut. Eric, Lulacu, Accente și-au mai tot dispărut. Au plecat din jucători. Da, Daniel, mulțumesc. Nu, e nicio surpriză. CFR domină clar acest meci. Au mentalitatea asta de învingători, au jucători valoroși, întotdeauna preocupați de a merge doar spre poarta adversă, atacă foarte bine spațiile, populează foarte bine careul, își creează ocazii, aduc mingea în fața porții, până acum doar două goluri și probabil vor mai marca și după pauză. Da, un pic altfel față de sigur. Dan Petrescu a spus, echipa asta va fi omogenă peste 6-7 etape, nu acum. Uh-huh. Deci noi asistăm la procesul de omogenizare și arată bine oricum. Dacă se cosmetizează și procesul ăsta. Da, și vedem ce înseamnă întoarcerea unui jucător. Vedem pe Culio, de pildă, pus în oglindă cu Albin. Sigur, Albin n-a jucat decât foarte puțin, dar ce a jucat
a făcut-o rău. Cum vine și lângă Deac, care Deac. E adevărat, amândoi au jucat bine de tot. Uh-huh. Culio, omul meciului cu Viitorul, Deac până acum regizorul, Nuvie, iarăși jucător foarte bun. Deci Coban, Coban la fel, au rezerve, au variante și este o echipă compactă, o echipă greu de abordat, o echipă în fața căreia multe se vor înclina, cred eu. Este, l-am auzit pe Daniel vorbi și sunt de acord că este candidata la titlu. Deși, înaintea campionatului, toată lumea mergea spre altă candidată, eu, dar din ce văd... salariile care sunt acolo... Da, și care cred că se plătesc la timp. Există și un tip de liniște pe care alte echipe nu l-au. Și ce este construcția aia pe care noi am văzut-o și în mandatul Pascali, da? De fotbal business. Acum se încearcă o nouă mutare de fotbal business, sigur la alt nivel, pentru că între timp a trecut o criză, s-au complicat lucrurile, dar este o echipă tare, e o echipă puternică, o echipă cu multă forță, care degajă forță. O echipă care nu te calcă în picioare, dar te supune. Încet, încet, așa. Și Mediașul a avut și a două ocazii. Da, Buziuc și Golubovici. Colio întoarce o minge înapoi. Da. Nu a fost dar pe lângă CFR, Media și-a apărut așa un piticuț. Și încă nu sunt la capacitatea lor. Mie îmi pare că ca o echipă așa din campionatul englez, undeva de la locul 10 în jos. Uh-huh. Cum va fi, de fapt. Cu Balde se schimbă lucrurile. Da, și vorbeam și înaintea meciului cu Omrani, surprinzător. Omrani rămâne în afara rotului. Au și soluții. Nu mai ca o bancă, dau și bancă la bancă. Banca așa perspectivă, fantastic. Da. Nistor, Bochila, Luchin. Da. Corect, da. Vlad, pe care Alexandru Vlad, văzut, da. Pe care chiar aș fi curios să-l văd, pentru că chiar era o promisiune frumoasă la un moment dat. Da, spre deosebire de mandatul Pascanilor, care pomeneai tu, Radu, mi se pare că se orientează ușor-ușor spre jucător român, pentru că îl vedem pe Mane apărând și pe un... Mane sunt obligați să-l folosească. Corect. Pe regula sub 21. Da, și mai sunt. Sunt, Mane, văd că Deac, pe un, Mureșan, sunt 5. Pe bancă alții. Mai și un Alexandru Chiriț, apropo de soluții. Coban. 6 sunt în 11. Sunt și câțiva care mi se par sub nivelul investițiilor și sub nivelul pe care l-a construit CFR. Nu știu, văd că nu pare un portar de campioană. Acum sunt și problemele cu Mincă, problemele care au fost la Petrescu. Andrei Mureșan e un fundaș pe care Astra l-a aruncase și CFR l-a luat pe Mureșan. La felul în care se apără CFR, cred că e postul care contează cel mai puțin. Da, s-ar putea putut să fie ajutat de stilul ăsta puternic al Vinicius. Sunt în mod sigur, pentru că e un om care... Da, de notă foarte, vorbeam și... Până la urmă, Golubovici... Am spus înainte de meci că va câștiga cele mai puține dueluri din câte câștigă el de obicei. Că arată, sunt și eu de acord, arată. De exemplu, dacă Steaua, poți să spui că și-au rezolvat problema atacului pozițional, găsesc soluții când se apără echipele supraaglomerat, găsim soluții prin combinații, inventivitate, la CFR, când se vor apăra grupat, vor găsi soluțiile în aer. Tot timpul. Da, mergem pentru repriza a doua, să vedem ce se întâmplă. Niciunul dintre noi nu se așteaptă la o răsturnare de situație. Așadar, CFR-ul abordează și repriza a doua de la Mediaș ca favorită certă. Vedem ce va fi și comentăm la final.
Din apropiere. La Mediaș pentru partea a doua a meciului dintre Gaz Metan și CFR Cluj. 2-0 pentru trupa lui Dan Petrescu. Scorul a fost deschis de Culio din penalti în minutul 28. În minutul 36 Nuvie a dublat avantajul oaspeților. Pustai operează două modificări. A intrat pe teren cu numărul 7 Urtean, de asemenea a fi introdus și Târcoveanu, doi fotbaliști pe care vorbeam în prima repriză, spuneam că ei ar putea să schimbe jocul Gazului, sunt soluții bune, este Danciu, un jocaj defensiv. Târcoveanu, fotbalist în vârstă de 20 de ani, a împrumutat de la Dinamo, a fost și pe Urtean. Cel cu un trecut alb roșu în locul lui Sergiu Popovici. Puteri ofensive este faza penaltiului. Una a fost faltat în careu de Jderic cu o pasă executată Ilios, până era minutul 28. Acest e golul 2, eroarea lui Akaki. Același deac îi pasează lui Nuvie, care îl execută pe grab. Au reclamat și un hands medieșenii la acel control al lui Ciprian Deac. A lăsat însă jocul să continue arbitru Sebastian Coțescu. Au fost câteva acțiuni periculoase și ale Gazului. Acel șut trimis pe lângă poartă de Buziuc, apoi o lovitură de cap a lui Bojan Golubović, tot pe lângă stâlpul porții. SCFR-ul a jucat foarte bine. O exprimare convingătoare a echipei lui Dan Petrescu. Păun pentru Deac, poziție regulamentară, centrează în forță, lovitură de cap Nuvie. Așa se dă de acolo. A încercat să dea de unde vine Brian Nuvie această centrare a lui Ciprian Deac. La originea majorității atacurilor CFR-ului Deac, mingea se duce totuși mult, mult pe lângă poartă, nu a reușit să imprime direcția potrivită Brian Nuvie. Nici nu e fotbalist care să exceleze în jocul aerian. Bușu a
talonat de Nuvie, o pasă prea puternică pentru Olaru. Prima atingere de balon a lui Curtean. El l-a căutat pe Olaru. Văd că prea avut de lucru în prima repriză. Vorbeam de acele ocazii ale gazului, însă fiecare dată mingea a trecut pe lângă poartă. Iată cum arată și două echipe în această repriză secundă. CFR-ul în continuare cu Vitcă, Manea, Vinicius Mureșan, Camora, Julio Hoban, Nuvie, Deac, Păun și Urcovera. Greab în poartă pentru Gaz Metan, apoi Jderici Akaki, Perendia Bușu, Danci a fost locuit de Târcoveanu, Bic, Buziuc, Olaru, locul lui Popovici, a intrat Curtean în centrul liniei de atac, rămâne Bojan Golubovici, Bușu și pressingul lui Nuvie, Ovidiu Bic. Din nou vedem pe CFR Cluj începând să pună presiune mare construcția adversarului. A avut un ritm de joc excelent în prima parte, CFR Cluj. Multe acțiuni portate foarte bine, portate vertical în echipa lui Dan Petrescu. Acțiuni coerente, joc articulat una peste alta. CFR-ul cred foarte aproape de a joc de ceea ce își dorește. Dan Petrescu, Jderici, aproape să piardă mingea. Târcoveanu lasă pentru Jderici între linii. Recepționat Curtean, care nu se înțelege cu Buziuc, păcase pe mal culoar. Încerca să se ducă spre careu Buziuc. Această noapte avem meciuri tari de la International Champions Cup, cel mai puternic turneu amical. De la ora 1 pe Digisport 1 se joacă Manchester City Tottenham, derby inglez, și Real Madrid FC Barcelona de la ora 3. Iată El Clasico la International Champions Cup. E o oră mai dificilă, dar merită să rămâneți alături de noi pentru a vedea acest eveniment și dintre Real Madrid și FC Barcelona. Sărit Nuvie, Van comite fault sub privirile lui Sebastian Colsescu. Următoare, CFR-ul jucă în deplasare la Iași, apoi va avea meci în casă cu Dinamo. Dinamo care în rândul următoare va înfrunta pe Gaz Metan. Apoi Gazul va avea un joc cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Julio accelerează la mijlocul terenului, sud-americanul Ciprian Deac reușește să-l păcălească Ovidiu Bic. A căutat o trecere în viteză de carul CFR-ului. Hai, clar, meciul nu e jucat, chiar dacă CFR-ul, dată care are situația sub control, gol marcat de Gaz Metan ar reaprinde speranțele gazdelor a reveni în meci cu al lui Cristi Pustai. A teoretic are resurse pentru a pune pericol, pentru a marca în Gaz Metan. Nu avem să dea multă inspirație acolo
în ultimii 20 de metri, centrează Jderić, să vedem aici șutul, ocazie mare, Olaru, va fi corner. Iată, chiar cum vorbeam de capacitatea gazului de a înscrie, cred că Vinicius este cel care a respins acea execuție a lui Darius Olaru. Intrare de la colțul terenului. No corner după intervenția lui Urco Vera Olaru, în continuare cu gândul la acea ocazie pe care a avut-o. A executat de pe acea parte cu stângul intratul Târcovean. Nu! Pe lângă poartă a reluat Milan Perendia. CFR-ul a luat gol din fază fixă în meciul cu Botoșani. Între centrarea lui Jderić, preia Olaru, șutează, dar mingea este respinsă, nu de Vinicius, așa cum am crezut, ci de Manea. Aici execuția, Milan Perendia. Ceva mai determinată, mai hotărâtă cu gazdă, obligată totuși să riște, să atace cu mai mulți oameni. Nu dau seama în ce măsură CFR-ul face un pas deliberat în spate. S-a întâmplat la meciul cu Botoșani, atunci a fost taxată avanța lui Dan Petrescu, luat gol, dar să urmărim acest contraatac cu preluare nereușită. Urco Vera foarte supărat pe un. Pe un ar fi putut să scape foarte, foarte periculos dacă Urco Vera i-ar fi pasat. Avea spațiu de manevră pe un. Tăvanu combinat cu Buziuc. Akaki pentru Bușu, Curtean vine la un 2. Să vedem decizia. Da, va fi posesie pentru CFR Cluj. O mică problemă medicală pentru Lugie, semnul serios, nu-i grav. Va arunca de la margine Cristi Manea. Mare lungă pentru Urco Vera. Coveanu se vorbea foarte frumos la Dinamo de acest jucător tânăr. Dar a avut și puține șanse acolo. A jucat în Liga a doua cu Gaz Metan în sezonul 2015-2016. Curtean se întoarce, cerea pe culoar Buziuc, pasă bună acum lui Târcoveanu pentru Jderić, care a încercat să-l evite pe Păun din Jderić. A ieșit mingea. Se marcă însă acel serviciu dintr-o bucată lui Târcoveanu, care a iuțit jocul. Pentru că de sus stă Milan Perendia. Cercat o trecere Milan Perendia. Erau totuși mulți adversari în fața sa. Să nu joacă rău gazul în acest debut de repriză secundă. Pasă pentru Buziu, poziție corectă, centrare pe colțul scurt pentru Golubovici. Însă mingea este respinsă. Pasă cu pieptul al lui Urco Vera. Mingea ajunge cum la Ciprian Deac. Un Julio îl sprijină. Pasă la întâlnire pentru sud-american Julio. Centrează. Atenție aici, Urco Vera deposedat. A fost greșeala lui Greab, de care nu a putut profita CFR-ul prin Urco Vera. Hoban
Șut mult, mult pe lângă poartă al lui Ovidiu Hoban. A avut o perioadă destul de lungă la Gaz Metal Media și Ovidiu Hoban înainte să ajungă la Cluj, mai apoi la Petrolul, încă o dată acea intervenție inexactă a lui Greab. Execută această lovitură liberă, Mureșan, sare Urcovera, India, pleacă lansarea pentru Golubović. Vinicius, rezolvă simplu, a respins un out, jucătorul brazilian. În ultimul deceniu, CFR Cluj a dus foarte mulți fotbaliști din America de Sud. S-au confirmat cu un cartonaș galben primit de Ovidiu Big după ce l-a ținut pe Ciprian Deac. Ovidiu Alexandru Big, numele său complet. Oprit unul dintre motoare în această repriză secundă CFR Cluj. Spinge Camora. Atenție calmă. Ovidiu Hoban, Urcovera, pus să-l deschidă în partea dreaptă pe Ciprian Deac. Care din spate însă Cristi Manea și va fi out pentru echipa din Gruia. Îl caută pe Urcovera. Culiu a sărit cu spatele Uvie. Unde se duce în zona lui Păun. Un dribling al lui Alexandru Păun. A pierdut, dar a revenit șeptarul CFR-ului. Culiu. Uvie. Iată centrarea sa din tușă și e gol! Urcovera duce scorul la 3-0 pentru CFR Cluj. Marchează cu viitorul, înscrie iată și la Mediaș. Greu, de fapt imposibil acum de scos din echipă Urcovera, deși e concurență mare acolo în atacul CFR-ului. Ce combinație simplă, dar foarte eficientă au reușit clujenii aici în banda stângă. Acea demarcare a lui Nivie, mult, mult prea ușor totuși depășită defensiva lui Cristi Pustai. Gazul a luat 3 goluri de la Viitorul, primește 3 goluri de la CFR și mai mult de jucat. Iată-l pe Culio, cât de liber este, nu vie, nimeni nu-l vede, nu stă lângă el. Niciun adversar nu-l incomodează, poziție regulamentară, centrează francezul și fructifică acea centrare. Urcovera Mina Perendia s-a ales un cartonaș galben. Asta spuneam, CFR Cluj care nu a părut să forțeze după pauză, dar valoarea superioară își spune cuvântul. O defensivă visătoare faza golului 3, apărarea Mediașului. Culio ia fața lui Iubic, înalță această minge. Milan Perendia a intrat în ultima jumătate de oră, un a blocat pe Buziuc. Reclamaseră o talpă în medieșenii. Bușu. Spuneam, CFR a câștigat doar de 2 ori Mediaș. Mediaș.
la începutul acestui an. A fost un succes cu 2-1. Omrani și Păun marcau atunci. Sikorski punta pentru Gazmetan. Bușu, poziție de centrare, frumos respinge, prin alunecare Cristinoanea. Mai amintim și intervenția decisivă pe care a avut-o în debutul reprizei secunde Manea. Acel șut al lui Olaru, va intra Dan Nistor pe teren. Vedem pe cine scoate Dan Petrescu. Olaru Buziuc încerca să șteargă mingea cu capul, să o devieze. Ușu și șutul său, absolut nicio emoție pentru Vâtcă. Ești pregătit? Jocul începe acum. Peste 150 de pariuri pe fiecare meci. Streaming live, retragerea câștigurilor în maximum 24 de ore. Betano.com. Face schimbarea așadar Dan Petrescu, îl scoate pe Urcovera, autorul golului din minutul 60, și a făcut treaba și în această partidă. Jucătorul spaniol, care are deja două goluri la CFR, va intra pe teren Bochila. Pe teren și Surugiu. Este Buziuc. Spuneam pe final de prima repriză, Pustea are cel puțin trei soluții pentru ofensivă pe bancă. Îi menționam pe Curtean Târcoveanu și Surugiu. Ei bine, ei au fost jucătorii aruncați în luptă a Cristi Pustai. Galeria CFR-ului scandează numele lui Urcovera, atacant care muncește mult, bătăios. General știe unde să aștepte balonul. Se vede că are experiență în Spania. Vine de multe ori și la combinații, nu așteaptă balonul pe poziție fixă la picior. A, se vede treaba că e un profesionist. S-a pregătit bine. Repet, la un moment dat s-a zvonit că va pleca de la CFR. Vera a crezut însă în șansele lui și atunci când Dan Petrescu a apelat la el, a dezamăgit. Va din contră, întâlnit cu două goluri consecutive. Două meciuri la rând în care marchează Urcovera, Julio, Camora, Ovidiu, Hoban. Schimbă direcția, partea dreaptă, picat Cristi Manea. Urmărit la meciul cu viitorul de selecționerul Christoph Daum, Hoban. Inspirat. Balon direct în afara terenului. Jucător important în ultimii ani, Hoban, pentru echipa națională a avut 27 de selecții. Pasă greșită, a interceptat Păun. Julio mingea ricoșează la Păun în acea intervenție din blocajul lui Șterici. Ciprian Deac, mai activ totuși în prima repriză. Deac pasă pentru Păun. A intervenit Akaki. Da, greu de spus ce mai poate face în aceste condiții Gazmetan. Spuneam la 2-0 pentru CFR. Cazul dădea totuși semne de viață și a creat ocazii. 3-0 însă e foarte complicat, mai ales în fața unei echipe așa cum se prezintă la această oră CFR Cluj. A
Acum va intra pe teren Dan Nistor, Dan Nistor în locul lui Nivie, în golul pe care l-a marcat în minutul 36 Brian Nivie, în pasa lui Deac. Plus în acel schimb, aș spune, neașteptat între Dinamo și CFR Cluj. Nistor a plecat de la Dinamo la CFR, Filipe Nascimento a ajuns în Ștefan cel Mare. Viitorul Dinamo, meci cu afiș, cu un afiș foarte bun, va fi mâine pe Digisportul de la ora 18. Mâine un derby. O echipă europeană, FCSB, CSU Craiova, pe Digisportul de la ora 21. Manea cu capul, iar care de la margine pentru Gaz Metan. Foarte rău startul de sezon pentru Gaz Metan. Repet, înfrângere cu Viitorul, deplasare 0-3, apoi 0-0 deplasare cu CSM Poliaj. În acest 68, Gazul este condusă acasă de CFR cu 3-0. Gazul trebuie să strângă repede rândurile. Se pare însă că sunt și probleme cu banii la Gaz Metan. Salariile jucătorilor au fost micșorate 40%. Deviere cu capul foarte bun al lui Bochilato, un offside. Da, aș vrea totuși să revăd această fază. A văzut bine arbitrul asistent. Era în afara jocului Alexandru Păun. Julio nu e de acord cu decizia lui Consesu, cel care a dictat lovitură liberă. Dacă publicul scandează demisia, demisia. Surugiu este la pressing. Hoban, Jderic, pasă înaltă dată de Ferendia Golubovic, dar este offside și aici. Era din afara jocului Bojan Golubovic. Ești pregătit? Betfair. Am intrat în ultimele 20 de minute de partide dintre Gaz Metan și CFR. Acum meciul de mai devreme dintre Juventus și FC Voluntari nu a produs prea multe faze de fotbal. Iată aici am văzut 3 goluri și alte câteva ocazii importante. Bochila trece, Bochila de Akaki, pasă pentru Culio. Șutul acestuia a respins de grab. Imensă șansa pe care o are Culio în fața dublei. Argentinianul se tânsă spații uriașe în defensiva Gazului. Foarte bine Bochila pe Culio, un pic închisuită mi se pare însă execuția lui Culio. Intrare la colțul scurt, Golubovic, cel care respinge. Torcoveanu, se vede că e un jucător cu gleznă fină, are control bun, să-mi blânzească mingea.
general pasează repede. De unde fotbalist care poate asigura o bună circulație a balonului. Bușu pasându-i lui Bic. Rarul păcălește pe Hoban, rapid în mișcări Raru. Manea trimite în corner, un pic precipitat parcă la această fază Cristi Manea. Da, se respingă balonul și în out. Intrare cu efect Mureșan, a depărtat pericolul. Pe Dan Istor, încercând să recupereze. Bușu, Bochila nu-l atacă. Turcoveanu, Zderici alege o centrare. Golubović a fost depășit de minge. Apoi Camora îi pasează cu capul lui Vâtcă. A încercat, încearcă gazul câte ceva, dar fără să amenințe, în mod real, poarta lui Vâtcă. Mai are o schimbare la dispoziție, Dan Petrescu, Pustai a efectuat toate modificările. Mă așteptam la mai mult din partea lui Curtean. Turcoveanu ceva mai prezent în joc. Întorc multe baloane ieșenii în momentul în care construiesc. Asta și pentru că CFR-ul foarte bine așezat în teren. Lasă puține spații. Bușu. Beac, iată, se luptă pentru a recupera, rămâne atac, gazul, Olaru scurte, moale acea pasă, respinge Manea. O nouă fază fixă pentru Gaz Metan Mediaș. Dan centrează Golubović, câștigă acest duel cu Cristi Manea. Dar mingea nu se duce pe spațiul porții. Rușine să vă fie, sunt scandările publicului Medieșan. Sunt lucruri pe care nu prea le-am mai auzit la Mediaș. Da, din păcate, situația financiară este una complicată. Poate că și acest lucru își pune amprenta asupra jocului. Să vedem ce va declara după meci Cristi Pustai. De regulă un om care spune lucrurilor pe nume. Antrenor sincer, cel puțin eu așa l-am perceput în toți acești ani. Îl vom avea cu siguranță la microfonul DigiSport. Pe antrenorul Gazului așteptăm, bineînțeles, și pe Dan Petrescu. Toate reacțiile și, bineînțeles, analize vor fi după meci la DigiSport, special acolo unde vă așteaptă Dan Filotti, alături de invitații săi. Dacă recuperează acest balon, CFR-ul are 4 oameni pe contraatac. Deac saltă mingea, Bochila lasă pentru Cuio. Centrează Deac, unde se respinsă de perendia Hoban, are șut puternic, trage Hoban. Se opune însă Akaki. Darius Solaru. La minge este Curtean. Bușu. Prea lent, totuși
în acțiunea gazului. Să vedem dacă iuțesc în ultima treime medieșenii. Șterici. Un șut violent pe lângă poartă al lui Surugiu. Deci aplauze, totuși, din partea fanilor gazului. O pasă lui Păun. Aud un atac comis de Jeremy Bochila. Și-a tamponat un adversar. Bochila, este vorba de Akaki. Se duce acolo, mă rog, încercând să se ferească, să se protejeze, cred, cu cotul. Bochila putea să-i provoace o accentare urâtă la nivelul feței lui Akaki. Are un tip puternic gruzinul și continuă această partidă. Minutul 78, rămâne 3-0. Toate golurile pot fi văzute sau revăzute pe site-ul dirisport.ro. Tot acolo puteți vedea ce jucător a reușit un gol similar cel marcat de Cristi Ganea în poarta lui Apoel. De asemenea puteți vedea și ce gest extrem a ajuns să facă un suporter al lui Arsenal. Acesta a intrat pe teren la Emirates Cup pentru a lua la rost pe managerul francez, care a fost din nou contestat de suporteri. O mulțime de alte lucruri interesante din sportul mondial sunt pe site-ul digisport.ro. CFR-ul din ce în ce mai aproape de a doua victorie consecutivă în Liga 1. Ar acum la 7 puncte, formația lui Dan Petrescu, ar egala-o FC Botoșani. Arată foarte, foarte bine în acest debut de campionat, cu Costel Enache pe bancă. Culio servit de Ciprian Deac. Bochila în centru, pe unul în stânga. A reușit însă un serviciu precis. Culio, atunci pe fundul la Boseli. Unul dintre jucătorii trecuți de 30 de ani de la CFR, Julio, spuneam, are 33, în august va împlini 34 de ani. Danistor. Este aruncare de la margine pentru CFR. A beneficiază de un lot foarte valoros cu dubluri pe posturi Dan Petrescu, ceea ce și-a dorit. Și spuneam, e posibil să mai vină fotbaliști în Gruia până la finalul perioadei de mercato, până în 4 septembrie, când se încheie perioada de transferuri la noi. O accentare suferită de Ovidiu Hoban. Pe Sergian Lukin încălzindu-se, una dintre rezervele CFR-ului. A avut în imagine și pe Vali Burdeanu, secundul lui Dan Petrescu. Minutul 82, reviere cu călcâiul lui Bojan Golubović.
Ochilac, Rea Alexandru pe Ungderic, mai bine poziționat. Impresia e că putea să înscrie și mai multe goluri în repriza a doua. CFR Cluj, având în față această apărare rarefiată, dezorganizată a gazului, au fost destule contraatacuri pentru CFR Cluj. Sorugiu, jucător de execuție, centrează, însă Mureșan respinge fără probleme. Ochila la Cuyo, a ridicat privirea din pământ argentinianul să nu iese poasa pentru Bochila. Deja a făcut mare eforturi Bochila pentru a intra în posesie. Au dat Ovidiu Bic. Să vedem câte schimbări va opera în echipă în formula de start, următoarea etapă, Cristi Pustai. A întins cât de mult a putut după acea minge Târcoveanu, n-a reușit să oprească. Iată încă o ieșire pe contraatac a oaspeților. Dan Istor, cum a ridicată Bochila, pasă totuși nu foarte bună. Bochila șutează la câțiva metri pe lângă stâlpul porții. Exact ce spuneam mai devreme, dacă ar fi tratat cu mai multă seriozitate aceste acțiuni de contraatac, CFR-ul ar fi avut probabil în acest moment 4, sau poate chiar 5 la 0. Era nemulțumit și Dan Petrescu, un om care, un antrenor care nu a lucrat niciodată cu jumătăți de măsură și care vrea concentrare până la final în toate momentele jocului. În cercul de la centrul terenului a recepționat Nistor, a intrat foarte bine în meci, nu prea i-au ieșit pasele lui Dan Nistor. Care spunea că a făcut un pas înainte venind la CFR Cluj de la Dinamo. Rezervă la meciul cu Botoșani, la Nistor. A intrat pe parcurs și la partida cu Viitorul, rezervă din nou, iată-l în această întâlnire cu Gaz Metan. A trebuit să lupte din greu pentru un loc de titular în echipa lui Dan Petrescu. Să vedem ce aduce această lovitură liberă pentru Gaz Metan. Executantul este Surugiu. Cam 30 de metri până la poartă. Surugiu bate în zid. Întrează apoi Jderic. Intervenit Vinicius. Julio. Căutat de Surugiu. A știut să-l țină la distanță, ajutându-se și de braț. Curio uită. Clar că CFR-ul urmărește să facă performanță imediat, pe termen scurt. Aici au venit acești jucători foarte, foarte experimentați. Dacă permiteți, ca o trupă de comando pregătită de Dan Petrescu, CFR-ul, în acest sezon. Uitați de meciurile de la International Champions Cup. În această noapte se joacă Manchester City-Tottenham de la ora 1, Rudy Sport 1, și El Clasico, Real Madrid-FC-Barcelona de la ora 3. Programul complet al transmisiunilor pe site-ul digisport.ro. P1 ratează acea preluare.
Mâine avem viitorul Dinamo de la 18 pe Diris Fortuna și FCSB. FCSB Craiova de la ora 21 tot pe Diris Fortuna. Tot mâine avem un amical între Juventus și AS Roma pe Diris Fortuna de la ora 23. Așa cum v-am obișnuit, avem și mult tenis pe canalele DigiSport. Ultima schimbare a CFR este de pe teren Alexandru Pău și Tramutino, numărul 14, Thierry Moutinho, un portughez, are 26 de ani, a născut în Elveția. A jucat în Liga a doua din Spania, pentru Mallorca, pentru Tenerife, a jucat și la Albacete, în Elveția a jucat la SV Geneva. Pe final în partida cu Viitorul. Chemat la salut de galeria CFR-ului și Alexandru Păun. Sperăm că va avea continuitate. În trecut a suferit din cauza accidentărilor Păun. De 22 de ani, care CFR-ul își pune mari speranțe. Fugă la distanță, a lui Bic, Julio, intră pe Danistor, flancul stâng, cerea mingea Ciprian Deac, întoarce însă Danistor. Lansarea lui Oban. Deac îi reproșea lui Danistor felul în care a continuat faza de mai devreme. Bochila era supărat după acea lansare a lui Hoban. Mingea interceptată de Medieșeni prin Ovidiu Bic. Târcoveanu, Danistor revine și trimite în out. Mistor susținea că adversarul său a atins ultimul în acel balon. Julio. Iată-l pe Alexandru Păun. Cântând alături de galeria CFR-ului. Am intrat în prelungirile acestei partide. Singur minut adițional. Probabil încă o prestație care îi pune pe gânduri pe adversarii CFR-ului. Surugiu, frumoasă acțiune. Scoate lui Jderic, centrează, dar mingea este respinsă de Julio. A avut volum destul de mare de joc în această seară. Julio. Intra
eliminare la primăvară. Același gol respinge și se termină aici partida. Nu a vrut să prelungească prea mult agonia medieșenilor. Sebastian Colțescu, un succes categoric pentru CFR Cluj la media 3-0. Julio nu vie și în covera marcatorii. Urmează analize și reacții la discurs special cu Dan Piloti și invitații săi. Eu sunt Andrei Tibilic, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Digi Sports.
convingătoare a CFR-ului pe terenul celor de la Mediaș. Mergem la Mediaș pentru o primă reacție tocmai lui Dan Petrescu, antrenorul care a pus la cale acest succes. 3, 2, 1. Bună seara, v-ați așteptat la o victorie atât de categorică astăzi? Sincer nu. Dar poate scorul a fost, nu știu, se crede că a fost un meci ușor, dar n-a fost un meci ușor. Și o să vedeți că echipele care vor veni la Mediaș nu vor avea meci ușor, asta e clar. E prima victoria noastră ca antrenor aici la Mediaș, vă temeați de lucrul acesta. Până la urmă echipa a mers bine, a arătat bine, un joc solid. Dar nici nu prea am jucat multe meciuri la Mediaș. Dacă mă duc aminte, două, da, asta e al treilea. Mă bucur că am reușit să câștig la a treia încercare. Tot timpul e greu să câștigi aici. Am arătat un joc mai bun ca la Botoșani când am jucat în pasare, era primul meci. Și am creat ocazii, am avut 3 goluri, poate mai puteam să mai marcăm. Dar în apărare nu prea sunt eu mulțumit de ce am văzut azi. Mai avem de lucrat mult la faza de apărare, chiar dacă n-am primit gol. Echipa care câștigă nu se schimbă, ați folosit același primul 11. La mine nu e regula asta, dar băieții care au jucat și au câștigat s-au antrenat și bine. Dacă se antrenează bine, joacă. Dacă nu, avem mulți jucători, avem competiție mare pe posturi. Cine nu se va antrena, indiferent cum a jucat la meci, nu va juca meciul următor. Ați găsit și modulul tactic după acel 4-4-2, ați trecut într-un 4-3-3 extrem de dinamic. Da, vă dați seama, jucător noi, antrenor nou, nu mi-a fost ușor să găsesc, nici acum nu știu, sunt sigur că am găsit soluția cea mai bună și sper să reușesc să găsesc balanța echipei. E cel mai important să găsești balanța tot timpul, adică să te și aperi bine, să și ataci bine. Și sunt încă în căutări, dar acum dacă am câștigat 2 meciuri la rând, fără să primim gol, e posibil să continuăm așa și la următorul meci, dar e posibil să și schimb. Ați vrut să-l schimbați pe Urcovera, ați întârziat puțin schimbarea și l-a marcat. Da, am simțit, am zis, mai lăsați-l puțin. L-am adus pe ochile, mai lasă-l 2-3 minute, parcă simt ceva. Și am avut noroc, ne-a ieșit bine și Vera a jucat iar foarte bine, 60 de minute. Sigur, e prematur acum să vorbim, dar la cum am văzut jocurile din aceste prime 3 etape și jocul CFR-ului, e clar că CFR-ul e o candidată la titlu. Nu știu, asta voi spuneți. Și după prima etapă, nu știu ce, se spune că n-am auzit nimic, dar eram sigur că se spunea că suntem slabi. Ce să spune, băi, nu mă interesează. Eu trebuie să muncesc, fac echipa să joace, după aia, vedem, trebuie să luăm meci cu meci. Pentru noi orice meci e important, nu mă gândesc la altceva decât la următorul meci de la ea și acum. V-am văzut puțin deranjat de cum a intrat Nistor. A intrat în dreapta și de-aia l-am adus în stânga lângă mine și stânga așa mult mai bine. În dreapta, poate nu era poziția lui, dar trebuia să facă mai bine, asta e clar. Urmează 2 partide de foc cu Iași și apoi cu Dinamo acasă. Eu zic că toate 3 au fost de foc pentru noi, pentru că 2 deplasări grele și un meci cu campion acasă, altă deplasare și după care urmează echipa după locul 3. Mai iar altă deplasare, 6 prime, 6 meciuri sunt foarte grele, dar încercăm să scoatem maxim din fiecare meci. Mersi. Da, l-am auzit pe Dan Petrescu și concluziile sale. Avem mult de lucru la faza de apărare. Nu știu dacă Mediaș a trimis vreun șut pe spațiu porții în seara. Da, nu și crezi. Vorbeam și noi, duelurile câștigate în mod clar de apărătorii, da. Nu știu, pe Dan Petrescu, că e un perfecționist și în permanență de mulțumit, dar parcă... Chiar parcă dacă l-ai pe Golubovici și aproape tot jocul de atac al Mediașului este construit în acest sens, astăzi a câștigat foarte puține dueluri și cei de la Mediaș au încercat cu aceleași mingi lungi, cu centrări înalte, nicio șansă. Mergeți să-l ascultăm și pe Ciprian Dacă. Da, se pare că îmi place acest lucru, să dau pase de gol, îmi place să am ultima pasă. Eu cred că acest post la mijlocul terenului mă prinde foarte bine. A apărut un meci destul de ușor, a fost așa și în teren, din timpul așa s-a văzut. Eu zic că am început bine, am pus presiune, am marcat un gol destul de repede și după ce am marcat e clar că am pus stăpânire pe joc și am controlat jocul cel puțin prima repriză. Pareți să vă găsiți jocul, să găsiți, ați combinat foarte bine astăzi, ai fost în centrul majorității combinațiilor. Da, am spus, lumea trebuie să aibă puțină răbdare pentru că e o echipă nouă, aici la club sunt mulți jucători noi și era normal să nu arătăm bine de la primul meci. O să vedeți la următoarele meciuri că vom arăta din ce în ce mai bine, avem
jucători buni, sunt jucători cu o mare calitate și eu cred că CFR-ul va arăta mult mai bine în viitor. 7 puncte în 3 etape, un singur gol primit, vă dorează mai mult sau e bine și așa? Ne dorim să câștigăm, să nu primim gol, acest lucru este foarte important. Se vede că echipa muncește, echipa aleargă, ne dorim foarte mult victoria și eu cred că acești băieți au foame de victorie, foame de trofeu, pentru că cel puțin eu n-am mai câștigat de mult un trofeu și sincer îmi doresc foarte mult. Dar eu zic să nu ne gândim prea departe, să luăm fiecare meci în parte, să muncim, la fel ca și până acum și eu cred că rezultatele vor veni. Da, l-am ascultat și pe Ciprian Grancu. Dacă și după ce bați campioana nu are nicio ocazie, bați la media și 3-0 și spui că sunteți undeva pe la jumătatea drumului, e clar. E clar la ce, la clar ce trebuie să ne așteptăm, nu? Iar și Dan Petrescu spune că nu e treaba voastră să analizați dacă ne batem sau nu pentru campionat. E bine. Sunt modești, foarte bine și un antrenor cu mare experiență, cred că au câștigat foarte mult prin aducerea lui. Da, mergem din nou la Mediaș. Primul meci acasă în acest sezon, din păcate o înfrângere pentru voi și dureroasă, 0-3. Da, din păcate foarte dureroasă. Fiecare înfrângere este dureroasă și prima etapă la viitorul a fost foarte dureroasă, dar asta e, mergem mai departe, trebuie să învățăm de la greșeli și nu mai facem continuare. Au fost multe greșeli la voi în defensivă, două astăzi, Derici, Perendia. Da, ceva a fost așa, dar știți, foarte greu se face în 10 zile, 2 săptămâni, 9 echipa, practic este nouă echipa la Gazmetan astăzi față de sezonul trecut și e greu, numai 2 săptămâni ca antrenament nu se ajută se înțeleg jocul și așa ceva, dar speram să vine jocul, avem calitate bune la echipa și sper să revenim. Nici programul nu vă ajută, ați întâlnit campioana viitorul, a venit acum CFR, iar etapa viitoare jucați în deplasare cu Dinamo. Da, de programul, da, dar nu contează asta, oricum vine timpul că trebuie să joci cu fiecare echipa și acum dacă joci așa trece timpul și după aceea joci cu altă echipă. Ce obiectiv aveți în acest sezon? Salvarea de la retrogradare? Accederea în play-off? Nu știu. Acum e foarte greu să gândești. Obiectivul avem noi fiecare că câștigăm meciuri, adunăm puncte și să fim cât mai sus. Acum să vedem cum să fie și ce să fie. Capitanul celor de la Gazmetan, Akaki Kubutia, e greu să vorbești după o astfel de înfrângere. Radu, cum ți-a părut? Păi, e atât mai mare părerea de rău că nu vedem pe CFR Cluj în cupele europene, pentru că, uitându-ne la oferta de acum, da, și la cum se exprimă echipa, ei par avea să se simtă nedreptățiți, jucătorii mai ales. Au mai fost și alte ocazii și am văzut un lucru pe care nu prea îl vezi de obicei, mai ales în campionatul nostru, am văzut ratări provocate de faptul că ai prea multe opțiuni. De obicei ratezi pentru că ai prea puține opțiuni sau intri în fundături sau te complici, da? Ori acum au fost vreo 2-3 faze de contraatac. De a scăpați, nu știam. Da, erau 2-3 oameni de marcat. Ca într-o parcare într-un supermarket unde sunt prea multe locuri libere, nu știu unde să te duci. Am așa. Da. Alexandru Paun este la microfon. Și avem multe goluri marcate. Cum am spus, avem un rol bun pentru meciurile viitoare și sper să jucăm în continuare la fel de bine. Când ai văzut că începe această campanie furibundă de transferul la CFR Cluj, cred că ai avut emoții la începutul campionatului pentru postul de titular acum? Da, bineînțeles. Întotdeauna am avut emoții pentru că au fost jucători foarte buni la CFR și acum au venit jucători experimentați, jucători valoroși, dar e bine când este concurență pentru echipă ca CFR să-și demonstreze valoarea. Pe final, după schimbare, ai fost șef de galerie. Da, într-adevăr, am crescut aici la CFR Cluj, galeria mă cunoaște și e normal să merg pentru că sunt unul dintre ei. Până la urmă și eu am fost în galerie și acum sunt în teren. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.
Alexandru Pon, unul dintre ei. Remarcabil faptul că, iată, a jucat în sezonul trecut fiind jucătorul acela despre care vorbeai tu mai devreme. Sub 21. Și-a păstrat locul. Și-a păstrat locul, ceea ce e... Deocamdată, să vedem... Mai zic tu ceva, că este antrenorul pe tine când vine Cristi Costru. Poftim? Mai e Mutinho, care ar putea să intre în locul lui, nu e pregătit, adus de la Mallorca și l-au prezentat ca un jucător foarte tehnic și important. Hai să-l ascultăm pe profesorul Cristi Pusta, i s-a cerut demisia la un moment dat pe parcursul meciului. Cită cu proprii fani la primul meci acasă din acest sezon. Bună seara. Păi fani sunt aceia care susțin echipa în momente grele, vezi, și caracterul omului și adevăratul fan. Sunt niște oameni care sunt în galerie. Dacă ar plăti și bilet, ar fi foarte bine. Mi s-a strigat demisia. Nu, e normal. Nu, nu neapărat, pentru că asta e soarta noastră antrenorilor, dar eu știu ce e la club și... Am și anunțat și înainte că sunt alte vremuri, că vremurile puțin s-au schimbat. Avem o altă echipă, dacă atunci porneam dintr-o postură de nou promovată și orice punct era binevenit, acum ne-am zis tuturor că am vrut să asculte că situația este mult mai grea. În primul rând că nu mai avem acea echipă, că am pierdut, nu am pierdut, că au plecat, pentru că financiar n-am putut să-i țină. Condițiile financiare sunt mai slabe decât ce au fost anul trecut. Eu zic că totuși lotul, nu o să vedeți că vom discuta la sfârșitul campionatului. Demisia poate să o ceară oricine. Vedem. Astăzi, chiar unde vă vedeți la finalul campionatului? Ce obiectiv aveți sau unde vedeți dumneavoastră? O să vedeți că vom fi cam tot la locul 8. Important e că am căpătat un pic de experiență. Suntem supărați pentru că am pierdut 3-0 două jocuri, dar credeți-mă, nu am încercat în fiecare joc să revenim. Pentru că asta e important, să liști că punctele sunt importante, că golaverajul oricum va fi 0-0 în februarie. Și la viitor am avut 3 situații bune. Astăzi am avut iarăși vreo 3 situații bune, la iarăși vreo 3-4 situații. Asta mă doare, că n-am reușit încă să înscriem. Dar, până la urmă, eu consider cele 5, nu, surpriza ar fi Botoșani, să zic, pentru acest început, da, este doar la început. Eu consider cele 5 echipe mult mai bune ca și loturi, ca și exprimare decât restul și noi ne batem pentru restul. Cu restul. 12 transferuri în această vară, greu să închigați o echipă omogenă. Mediașul a obișnuit în ultimii ani ca fiind o echipă omogenă. Da, dar v-am zis, s-au schimbat niște lucruri. Am avut un an poate prea bun și jucătorii au plecat la contracte mai bune, este normal, iar noi ca și club, și cred că în situația noastră mai sunt multe, care nu își pot permite decât contracte pe un an de zile. Așa că asta e consecința faptului că n-am putut să ne păstrăm o omogenitate. Uitați-vă, Botoșani au început foarte bine, dar au aproape același lot. Noi, vă zic că o să vedeți după prima pauză competițională, gaz metan exprimându-se destul de bine. La ea aș puteam pierde cum puteam și câștiga. Dar pentru asta trebuia să înscriem. Deci dacă e vreo durere după astea 3 jocuri, că n-am înscris. Da, l-am ascultat pe Cristi Pustai și aș vrea să mai mergem un pic să-l ascultăm și pe Dan Petrescu. Da, a fost foarte supărat. Corect. 1-0, da. Da, da, corect. Da, vom asculta mai târziu un pic ce a spus, părea pe grabă. Singura umbră... Nu e deprins vreun avion spre Cluj, dar părea să vă singura umbră din nou proiect al lui CFR, mi se pare faptul că nu știm și nu pare să știe nimeni de unde vin banii. Nu neapărat să fie un patron de genul Becali, să fie la televizor non-stop să discute. Dar dacă nu se știe de unde vin banii și lumea evită să spună asta, mă gândesc că e posibil și ca peste o lună, două, trei, să se oprească acea conductă invizibilă și să vedem că se sparge gașca. Mihai Rotaru nu e un patron. Da, știm că Mihai Rotaru e omul care
finanțează Craiova. Nu, nu e el un fan al aparițiilor. Ni s-a oferit un nume, dar nici noi nu ne-am mulțumit cu știm că nu suntem mulțumiți. Nu suntem mulțumiți pentru că știm că nu Băgăcean e adevăratul finanțator. Băgăcean, da. Și nu știu, contează, categoric contează și asta în, în economie. Dar aici trebuie să ne imaginăm că e o fantomă undeva care în fiecare zi care câte un sac cu bani și va continua să-l care întreg sezonul. Da, proiectul pare suficient de solid, adică mie... Cel puțin la ora asta îmi pare suficient de solid și nu. În momentul în care aduci atâția jucători de nivelul ăsta și fixezi o cotă salarială importantă, da, te aștepți, da, iarăși, e vorba de, de ce. Bine, avem rezerva pe care o avem da. Campionatul ăsta, că aici suntem. Că suntem vorba lui Vasile Matei, ăștia suntem da, aici, da, suntem. Da, 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 pe el a pus o ștampilă foarte bună. Deci a fost urât, noi ăștia suntem. Ce mai vreți de la viața noastră? Da, e... E interesant ce se întâmplă acolo la, la CFR. Mai puțin interesante sunt momentele de superficialitate pe care eu le-am observat. Că asta e o victorie care de obicei, mai ales pe suporturi, îi entuziasmează. Dom'le, diferența este netă, a fost o victorie triumfală. E și dublată cumva de ce s-a întâmplat cu, cu viitorul. Mie mi se pare că e încă o victorie. Adică nu e victoria aceea. Da, dar e cazul să, nu, să nu-i monumentalizăm nici pe cei de la CFR, pentru că chiar așa, cravașați de Dan Petrescu, eu am avut, eu am observat niște momente de superficialitate în atac. Lucruri la care nu te aștepți de obicei. Da, și chiar înainte de mai... pauză, Urcovera pasează în Doruleli. Mergem să-l ascultăm pe, pe Popovici, îmi cer scuze, pe Felaini de România. Noi ei s-au acomodat mult mai repede ca și noi și sperăm și noi să ne revenim cât mai repede. Botoșanul e acum lider în clasamentul intermediar, tu ai plecat acolo, Mediașul e pe penultimul loc. Regreți cumva plecarea? Nu regret plecarea. Am trecut Mediașul, a făcut un joc mai bun și noi am fost, am făcut jocuri mult mai slabe ca ei. Acum trebuie să ne revenim și noi și o să fie bine. Va fi bine la Mediaș, s-a început totuși greu acest campionat. Sperăm cât mai repede să ne revenim și sunt sigur că o să, o să fie bine. Trebuie să facem puncte și să ne acomodăm cât mai repede unii cu alții, pentru că suntem mulți jucători noi. Un meci foarte greu, etapa viitoare cu Dinamo. Profitați de oboseala lor, ținând cont că joacă și în competiția europeană? Sigur că da, am avut un început de sezon cu trei echipe care se bat la titlu. Va fi un meci greu la Dinamo. Nu, mult, nu multe echipe câștigă acolo. O să fie foarte greu. Am revenit, am ascultat și pe Sergiu Popovici, da. Am plecat de la Botoșan. No, aș vrea să revin puțin la Mediaș, să ajungi în situația în care ești astăzi datorită unei imense greșeli manageriale, să-i lași pe Accente și pe Lulacu să plece în, în iarnă, când erai foarte, foarte aproape de play-off și aveai garantate niște, niște venituri suplimentare cu care te mai descurcai să ajungi astăzi să diminuezi salariile cu 40%. Probleme mari, se vorbește de... Da, am văzut și cuvântul faliment da. Pronunțat. Da. Lucrurile se complică acolo, plus că vorbeam și cu Radu în... când urmăream meciul, îl consideram pe Cristi Pustai cam singurul profet în țara lui, din... că nu prea există oameni care s-au antrenat atât de mult timp în... în orașul natal și astăzi am auzit un lucru din tribune care nu credeam să-l aud vreodată la, la Mediaș. Da. Și destul de rapid, ca să zic așa, da. Trei etape totuși. Și cam exagerat, pentru că da, nu, lotul s-a exagerat, exagerat, da, dar da, arată o echipă schimbată total și au nevoie. Bine, de și timp. Răspunsul lui Cristi Pustai a fost pe măsura solicitării absurde. Mi se pare că, dar mă rog, acolo pe plan local probabil cunoaște, de fapt, probabil sigur cunoaște lucrurile mult mai bine, dar a fost destul de, de dar acel. Asta și cu biletul, nu mi se pare da, normal ca oamenii să nu plătească biletul la... Suntem în 2017 și... Da, am sugerat că... Știți cum? Reorganizarea a fost aprobată de un tribunal și președintele clubului spune că nu avem surse de venit. Mi s-a aprobat planul de reorganizare, dar nu avem surse de venit. Pe atunci planul de ce a fost aprobat? Au garantat cu niște sponsori fictivi, probabil. Niște sponsori care erau doar pe hârtie, da. Și nu s-au confirmat. Da, s-a mai... S-a aprobat și la Rapid un plan din ăsta și erau trecuți 20.000 de suporteri la fiecare meci și noi pe Giulești aveam voie cu 7.000, nu știu câți maxim. Am înțeles. Da, situația delicată și la media și apropo de Rapid, chiar vreau să te întreb și despre ce se mai vede cu proiectul acesta Rapid. Haide să încheiem povestea acestui joc, să-l mai ascultăm o dată pe Dan Petrescu, promitea și discursul său de la, de la conferința de presă. A fost un meci
foarte greu la început, pentru că ce am marcat două goluri, ne-am făcut meciul mai ușor, dar cu toate astea am suferit puțin apărare, media așa a avut și ocaziile, au avut ocaziile lor, puteau să înscrie. Și știam că Golubovici cu Olaru împreună poate să facă un cuplu bun. O să vedeți în viitor, sunt convins că vor avea rezultate bune acasă. Mediaș le-a lipsit și puțin șansa și am vrut și noi un joc, zic eu, foarte bun. A suflat cine aud înainte de acest meci? Da, mi-era teamă foarte mult, pentru că era primul meci al lui Mediaș acasă. Mulți, 5-6 jucători noi titulari, vreau să demonstreze și chiar au început foarte bine, foarte agresiv. Am suferit, până la marcarea golului, cred că am suferit puțin. Am mai avut și un penalt înainte de primul, dar important e că, până la urmă, am reușit să marcăm 3 goluri, chiar dacă mai puteam să-mi scriem. Dar puteam în același timp să scriem. Ați și spart viața aici la Mediaș, spuneați înainte de meci, că n-am scos meciul. Da, asta e al treilea meci. Primele două n-am reușit să câștig și îmi pare bine că la a treia încercare am reușit să câștig. Dar o să vedeți că toate echipele se vor chinui aici, nu va fi ușor. Chiar dacă azi pare așa 0-3, meci ușor. Niciun caz. Cum vi s-a părut reacția fanilor din media și au cerut demisia? Mi se pare glumă, cred. Eu cred că glumeam. Nu poți după 3 etape să ceri demisia unui om care a făcut istorie la acest club. Cele mai bune rezultate din istoria clubului și... Mi se pare, eu cred că au glumit, sincer. Nici de glumă nu e bună. De mijloc și de atac? Eu niciodată nu-ți mulțumit. Vreau mai mult. De apărare nu prea, nu zic de fundaș, zic în general, cum ne-am apărat ca echipă, nu cipat. Și în atac, normal, am marcat 3 goluri în deplasare, trebuie să fiu mulțumit, mai puteam înscrie. Dar o să uităm meciul repede, ne gândim la meciul următor de la Iași. Una peste alta, mulțumit de acest început de campionat? Da, și da, 100%. E clar că toată lumea vrea să aibă 3 din 3, dar ținând cont că am jucat în deplasare la Botoșani și la Media și acasă cu campiona, eu zic că am făcut un lucru extraordinar să avem 7 puncte. Cam toți specialiștii spun acum că CFR e principala candidată la titlu. După o etapă, specialiștii ziceau altceva, după 3 zic altceva, după 5, cine știe. Hai să vedem ce va fi. Eu nu zic nimic, eu zic că trebuie să muncim și să facem rezultate. Dacă... Normal că e rol, asta e rolul lor acolo la televizor, să-și dea cu părerea. Trebuie să respectăm orice părere și sper să aibă dreptate cei care au declarat asta, ce au declarat. Urcu, Vera, puține minute înainte să-l schimbați. Da, am vrut să-l schimb și am zis că hai să-l mai las 2 minute. Și în alea 2 minute a reușit să-mi scrie. Am mai avut niște ocazii importante. E surpriza plăcută a începutului de campionat, pentru că în lupta cu Buchila, cu Omrani și Coman, care avem de la, care e ca și tânăr între el, eu zic că a câștigat până acum lupta. A jucat foarte bine în ultimele 2 meciuri. Mă rămâne de văzut ce va fi săptămâna viitoare. E greu pentru atacant să gestioneze această concurență pe Buchila, chiar nu l-a văzut supărat după meciul. Dacă e supărat, o să stea în tribună. Dacă e supărat. Dacă e supărat, o să stea în tribună. Dacă e supărat pozitiv, o să joace. Supărații mie nu-mi plac. Și are concurență, nicio problemă dacă nu joacă. Murio, la fel ca în vremurile trecute la CFR, la 33 de ani, aveam... Deci, de specialiștii de Culiu, ce ziceau? Deci, asta e fotbal. Vedem ce va fi la meciul următor. El a jucat foarte bine, 2 meciuri, 3 meciuri, de fapt. E un același lucrător. Sincer, bine, l-am dorit tot timpul și acum la 33 de ani am reușit să-l iau. Tot timpul l-am dorit pe Culiu. Da, din discursul acesta și de la conferința de presă și din flash interview ne facem așa o imagine, nu că n-am fi știut, dar facem portretul robotului al antrenorului Dan Petrescu și decalog, se naște așa un decalog, gen cine nu se antrenează, indiferent cât de bine a jucat la meci, nu joacă, supărații mie nu-mi plac, supărații nu joacă, dacă e supărat pozitiv joacă, dacă nu, nu, și multe, multe altele, adică genul de antrenor și te auzeam pe tine exact pe gustul tău, adică ce spui? Normal, are o atitudine absolut corectă față de fotbal, de profesioniști. Jucătorii sunt plătiți să se antreneze, antrenorul decide cine intră în teren, te pregătești, joci, nu te pregătești, nu joci.
Îmi place că toată lumea aleargă, nu există fițoși, nu există talentați, cum le spun eu, din punctul ăsta de vedere. Da, vedeam și remarcam cu toții, nu? Prin minutul 70 și ceva, Culio dădea cu pumnul. Era foarte nervos la 3-0 pentru că a pierdut o minge, a făcut un foul. Hoban se băga cu piciorul în gheata adversarului tot la 3-0. Exact, tot la 3-0. E clar că asta imprimă și asta cere. Și e și o concurență foarte mare și concurență, da. Cu toții își doresc să joace. Ar fi interesant un experiment cu Petrescu antrenor și Ali Bec și Budescu în echipă. Nu, e foarte eventual greu. Și Florin Tănase. Să vedem dacă ar avea vreo soluție, vreun antidot și la așa ceva. Eu cred că ăsta e și stilul cel mai potrivit pentru campionatul României. Cam singurul care a reușit altfel a fost Șumudică, dar într-o situație cu salarii neplătite, cu altfel de atmosferă. Te referi la stil de joc sau la stil, de condus cu biciu? De condus cu biciu, da, în România. Bun, acum depinde și de bici, pentru că putem să-l comparăm pe Dan Petrescu de la Urziceni cu Dan Petrescu de acum. Și vom vedea că la proiectul Urziceni el a avut de-a face mai mult cu jucători refuzați, pe care i-a reșapat. Da, dar cu foarte mare experiență. Da, dar care erau în cont de umbră, care erau aparent pierduți pentru cauză. Dar câștigaseră campionate. Câștigaseră campionate, dar se uitase de ei. Lumea nu mai știa de ei. Erau jucători nu pe făraș, dar în planul 2. Pe când aici nu mai are blazați. Aici vine și chiar că readuce jucători în campionat, sunt jucători fructificabili oricând, cum e Culio. Sunt jucători care au încă statut nu doar de titular, de senator de drept, ci poate chiar de vedetă, cum e Dac. Și-ar mai fi. Bochila, bun, Bochila nu joacă grozav, că abia s-a întors. Dar Bochila e un nume. Da? A arătat la Petrolul că știe fotbal. Și așa mai departe. Sunt și alt nivel, din punctul meu de vedere. Și aici ar interveni și dramul de pedagogie pe care trebuie să-l aibă fiecare antrenor. Pentru că fără el și fără o doză de tact, mai mare sau mai mică, la un moment dat intri în capcana jucătorilor. Pentru că jucătorii, dacă vor să te lucreze, te lucrează, mai ales într-un campionat cum e campionatul românesc. Are și calitatea asta pe care, asta despre care vorbești, da, tu. Da, 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 păi e normal. Discursul său din fața... Jucătorii nu pot să te lucreze niciodată ca și antrenor decât dacă ai dacă fisură, au prieteni, da, în conducere. Da, atât. Da. Da. Aici conducerea pare să fie fidelă lui Petrescu. Normal. Eu merg ce Bogdan Mara e și rudă a lui și Mara la... Conducerea mi se pare că e Dan Petrescu, dacă e să reducem, da, totul. Da, interesant, interesat acest proiect CFR Cluj. Virăm un pic spre meciurile de mâine. S-a făcut vorbire mai devreme, chiar tu, Remu, s-a dus în discuție un nume, Ali Bec. Haideți să-l ascultăm pe Nicolae Dică, pe Nic, Mr. Nic, vorbind despre Denis Ali Bec. Cât de aproape sau cât de departe este acel fundaș central german? Cât e adevărat? Cât... Da, nu. Nu este nimic adevărat că deja l-am luat pe acel fundaș. Într-adevăr, l-am urmărit pe acel fundaș, dar deocamdată pot să spun că nu este în vizorul nostru. În fiecare vară de la această echipă au plecat jucători, s-au transferat pe bani mulți. Voiam să vă întreb dacă se poate întâmpla și vara aceasta, dacă ar putea pleca cineva de la echipă. Nu știu, asta nu ține de mine. Trebuie să întrebați pe cei din conducere. Ei știu cel mai bine de ofertele jucătorilor și nu sunt eu cel care să vorbesc despre aceste lucruri. Ați vorbit de acel fundaș, se tot vorbesc de fundaș și este mare nevoie. Până la urmă se va întâmpla să vină un fundaș? Mai aveți speranță? Da, eu sper să vină și în fiecare zi urmăresc fundaș central. Am avut discuții cu unii dintre ei. Sperăm la un moment dat să aducem și acel fundaș central sau doi fundași centrali chiar. Denis Ali Bec a fost criticat din toate părțile, de diversi oameni din fotbal sau de fotbal. El a spus că nu e 100%. Cum îl simți? Cum reacționează? Eu am încredere mare în Denis. Știu că vine după accentare, nu este ușor. El în continuare mai are anumite probleme și la antrenament, mai simte dureri, dar din discuțiile pe care le-am avut cu el, acum și după meciul cu Pânze, își dorește să revină cât mai repede la o formă foarte bună. I-am spus să muncească mai mult pentru că trebuie să-și revină la un moment dat. El are nevoie de meciuri, de minute, să joace cât mai mult și așa va reuși să intre cât mai repede în forma pe care a avut-o anul trecut. Dar i-am spus că el trebuie să aibă răbdare, lumea trebuie să aibă răbdare cu el pentru că nu este ușor să revii după o acțiune.
accentare, a stat o lună de zile și este greu. Dar eu în continuare am încredere în el că poate fi un jucător care să tragă echipa după el, să reușească să marcheze cât mai multe goluri și să ajute echipa cât mai mult. Trebuie să acționezi rapid atunci când pariezi live. Iar pentru asta ai nevoie de o platformă la fel.